Jador pleacă din București. Anunțul surprinzător făcut de manelist chiar înainte de nunta cu Oana Ciocan, cumpăr teren. Aștept mesaje. Jador a transmis un mesaj neașteptat pe rețelele de socializare. Are de gând artistul să se mute din capitală, Jador, originar din Bacău, s-a mutat în București atunci când a devenit student și nu a mai părăsit capitala, mai ales că, odată cu trecerea timpului, cariera s-a înflorit iar starea sa materială a devenit din ce în ce mai bună, astfel că a reușit să și achiziționeze și o locuință în oraș. Recent însă, cântărețul de manele a făcut un anunț care i-a pus pe fanii lui pe gânduri. Chiar înainte de a-și un destinele cu aleasa inimii sale. Oana Ciocan, Jador le-a cerut ajutorul internauților. Pe paginile sale de perețelele de socializare, artistul a anunțat că vrea să cumpere teren în afara Bucureștiului, mai precis în Corbeanca sau Balotești, două comune din județul Ilfov, precizând că așteaptă oferte din partea celor care sunt dispuși să vândă. Mesajul cântărețului de manele i-a surprins pe oamenii care îl urmăresc pe rețelele de socializare, aceștia începând să se întrebe dacă Jador s-a săturat de viața de oraș și vrea să schimbe capitala pe traiul liniștit din comunele din afara Bucureștiului. Cumpăr teren cu deschidere la lac în Corbeanca sau Balotești? Aștept mesaje. A scris Jador în urmă cu puțin timp pe rețelele de socializare. Se căsătoresc sau nu Jador și Oana Ciocan? Cântărețul de Manele s-a îndrăgostit la prima vedere de Oana Ciocan, iar după puțin timp a și cerut o încăsătorie în timp ce el vorbește despre sentimentele pe care îi le poartă iubitei sale, dar și despre nunta care va avea loc în scurt timp, tatăl său nu pare la fel de convins că Jador va ajunge în fața altarului. Recent, bărbatul a declarat că nu este pentru prima dată când Jador aduce o fată acasă și când le promite partenerelor sale că se căsătorește cu ele, astfel că, după părerea lui, fiul său nu va face nunta prea curând. Nu bat clopotele de nuntă în familia noastră, din câte știu sau cel puțin nouă părinților săi, Jador nu ne-a adus încă la cunoștință că va urma un anume moment foarte deosebit în viața unui om. Jador a adus fata acasă și ne-a prezentat-o, dar nu e prima dată în care procedează la fel. Nu, nici pomeneală. Mi se pare o fată drăguță, dar nu poți cunoaște cu adevărat omul după doar câteva ore. Jador le-a spus tuturor fetelor din viața sa că le iubesc și că le ia de nevastă nici nu le țin numărul și nici nu mi le mai amintesc pe toate. Așa e când ești tânăr, inima îți dă ghes, faci afirmații, îți asumi și unele lucruri. Dar până la urmă ceea ce contează e faptul că cei doi trebuie să se înțeleagă amândoi pe chestiunea asta, a declarat tatălui Jador.